partea superioară a ferestrelor, acolo în colțuri. Aici avem niște forme pozitive, aici sunt forme negative deja, create de curenții de aer. Deci din cauza presiunii exercitate de curentul de aer, de cei curent de aer, pentru că presiunea în interior este mai mare și ne aflăm foarte aproape de o mină. În momentul în care va fi legată de mina Terezia, asta va fi ultima mină ce se va vizita pe circuitul turistic și va da posibilitate turistului să iasă până la suprafață. Bun, este o mină de tip conic. La Salina Tudor o să întâlnim două tipuri de camere, cameră conică și cameră trapezoidală. Asta e o cameră de tip conic ce reprezintă practic o abordare mai veche. Primele camere de exploatare mai serioase aveau o formă conică. Are o adâncime de 87 de metri de aici, de la nivelul balconului, și dacă ar fi să-i măsurăm adâncimea de la suprafață, ar fi o adâncime de aproximativ 115 metri în total. Și așa să vă imaginați că această cameră are o formă specifică de clopot. Din cauza formei de clopot, dacă strigăm un cuvânt scurt de aproximativ 2-3 litere, va rezona în 15-16 eco, depinde cât de tare strigă. Putem să și testăm efectul de ecouri, da, o să o facem în mod organizat. Bine? 1, 2, 3. Eco! Practic este bunicul liftului model sau troliu mai rudimentar, ce era acționat de cai. Asta să vă imaginați că la fiecare braț cuptorii atașau un sau doi cai, iar caii, urmând o mișcare circulară, puteau învăți acest lift. Deci așa să vă imaginați că... Acest set de trepte scara bogaților. Sunt trepte construite în stil baroc transilvanian. Bun, dar au o poveste interesantă. Imaginați-vă că în momentul în care încă se exploata sare în camerele de tip clopot, singura care de acces pentru muncitori era prin tuburile de extracție. Deci pe unde se și scotea sare. Tuburile de extracție erau folosite și pentru transportul sării, dar și pentru transportul muncitorilor. Se cobora la aproximativ 100-120 de metri adâncime cu ajutorul unui privat. Era cumva folosit și ca un lift mai rudimentar. Însă, administratorii salinei bucuria respectivă, care erau mobil, desigur că nu voiau să folosească acest mijloc de transport, pentru că era considerat destul de periculos din moșetor. Așa că și-au construit aceste trepte care conduc direct la suprafață și ei vorau să verifice lucrurile din ele folosite în aceste trepte. Deci de aceea se numesc scara bogaților. We'll be right back.
Atunci când vii la Salina Turda, nu poți să ratezi această sală în formă de clopot. Sunt 120 de metri până la punctul cel mai ridicat al ei. A fost construită în aproape 100 de ani. S-a mai degrabă săpată de către muncitorii care au venit aici să lucreze în mina de sare. Ce este interesant în această sală este faptul că există un lac subteran. Acest lac subteran poate fi văzut îndeaproape cu o plimbare cu bărcuța de numai 20 de minute. Pentru Go Next, Adrian Boioglu. Salina Turda este cu siguranță unul dintre obiectivele foarte interesante ale zonei. Care este reacția turiștilor care o văd pentru prima dată, cu turiști pe care îi aduceți aici? Sunt uimiți, nu se așteaptă să regăsească în România un astfel de obiectiv, așa bine realizat pentru scopuri turistice, dar în același măsură și folosită ca bază de tratament. Practic, imaginea majorității turiștilor este acea un obiectiv dinainte de 90. Personal, ce vă place, ce apreciați aici? Apreciez în primul rând faptul că este un loc care poate fi destinat unui public larg. Deci, practic, acest spațiu este unul multifuncțional, nu este o simplă salină, este un spațiu unde omul vine să se vindece, unde omul vine să se relaxeze, unde omul vine să cunoască istoria locurilor acestea.